Citesc în steluța mea care-mi spune dragostea. Citesc în steluța mea care-mi spune dragostea. Dragostea adevărată când iubește prima dată. Dragostea sub clar de lună că noi vom fi împreună. Dragostea adevărată când iubești de prima dată. Dragostea sub clar de lună că noi vom fi împreună. Cred că v-ați dat seama cine este invitata noastră de astăzi. Este vorba despre Elisabeta Turcu, căreia îi spunem un bun venit la noi în studio. Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitația făcută. Aș vrea să încep totuși emisiunea cu o frază care a fost scrisă de domnul Raulel Bădeanu în Almanahul Femeia din 1986. Zestrea mea cea mai mare, cea mai de preț primită de acasă, de la Oiești, sunt cântecele pe care împreună cu ansamblul artistic Doina al Armatei, unde îmi desfășor activitatea, le prezint spectatorilor în turneele din toată țara. Deci asta se întâmpla în 1986. Ce se întâmplă după 10 ani? Și acum suntem destul de des plecați în turnee în țară, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Sunt solista ansamblului artistic Doina al Armatei de peste 18 ani de zile. Mulțumesc! Mulțumesc! Și alături de ansamblu și de colegii mei mergem în turnee în țară destul de des și pot spune că am fost invitată și de alte formații din țară. Puteți spune un taraf sau o formație cu care dumneavoastră ați colaborat îndelungul acelor 18 ani? Oh, sunt foarte multe, foarte multe, din toate zonele folclorice, Ciocărlia, Rapsodia Română, Doina Argeșului. Doina Argeșului, de fapt, din partea aceea proveniți dumneavoastră. Trandafir de la Moldova, din Iași, Suceava, Constanța, Timișoara. Deci toate colțurile țării. Haideți să ne întoarcem puțin în timp. Să ne aducem aminte în urmă cu 18 ani, cum ați debutat dumneavoastră? De fapt, n-am debutat în urmă cu 18 ani, ci cu vreo 23 de ani în urmă. 23 de ani? Da. Pe la 18 ani am participat la un festival de folclor, Doine și Balade, de la Slatina, în urma căruia am fost angajată solistă, profesionistă a acestui ansamblu. După 4 ani de zile, la fel, în urma unui concurs dat la ansamblu Doina al Armatei, am fost angajată unde sunt și în prezent. Vă mai aduceți aminte cu cine a trebuit să vă luptați pentru a fi angajată la Doina al Armatei, la concurs? La ansamblu Doina al Armatei au fost foarte puțini concurenți atunci când am dat eu examen, pentru că pe vremea aceea ansamblul era dirijat și condus de generalul Dinu Stelian, care mă ascultase, mă luase de fapt într-un turneu de probă, într-un turneu în zona Olteniei, și în urma acestui turneu deja eram ca și angajată. Probabil că a început adevărata muncă de profesionistă. Într-adevăr, la ansamblu Doina Oltului din Slatina a fost ucenicia. La ansamblul armatei m-am maturizat și mi-am creat un repertoriu alături de colegii mei de orchestra populară, de dirijorii care au fost. Am învățat multe lucruri și m-am luptat foarte mult, pentru faptul că atât fizic cât și glasul meu seamănă puțin cu timbru vocal cu interpreta Irina Login, multă lume credeau că
credea că eu o imit, de fapt. Și atunci am luptat foarte mult, creindu-mi repertoriu, culegând din zona mea natală. Și probabil stilul. A Argeșului, prin costumele de acolo. Și cred că am reușit. Ați amintit de costume. Probabil că telespectatorii au ocazia să vadă în această emisiune trei dintre costumele dumneavoastră, presupun că sunt mult mai multe. Ne puteți povesti în câteva cuvinte de unde le-ați luat? Dacă sunt făcute de dumneavoastră sau sunt făcute de în familie? Da, într-adevăr am foarte multe costume, peste 18. Din zona Argeșului, din zona Mușcelului. Spre exemplu, acesta este un costum din zona de nord, de sub Carpați a Argeșului, de la Curtea de Argeș. Este un costum de sărbătoare. Am costume din zona Mușcelului foarte frumoase, pe toate nuanțele. Majoritatea le am de acasă, de la mama mea, de la surorile mele mai mari. Unele le-am cumpărat. De lucrat, nu am îndrăznit să lucrez eu așa ceva. Avem aici în platou o fotografie unde sunteți alături de părinții dumneavoastră. Aș dori să vă întreb dacă dânșii v-au putut ajuta sau călăuzi în cariera dumneavoastră. Părinții mei nu au fost de acord. În clipa când le-am spus că sunt cerută de către orchestra de la Slatina să fiu angajată ca solist vocal, nu au fost de acord. Și eu am trecut peste cuvântul dumnealor, dar peste timp, când m-au văzut la televizor, după ce mi-a apărut primul disc, după primele imprimări la radio, s-au îmblânzit și s-au împăcat cu ideea că, de fapt, e bine ce fac. Eu am aici câteva din interviurile dumneavoastră, nu cunosc dacă ați dat multe în cei 23 de ani, dacă ați dat puține, dar acum avem ocazia să vă facem noi propriul interviu și, bineînțeles, să ascultăm melodiile pe care le-am înregistrat aici. Deci să mai ascultăm încă o melodie. Cu multă plăcere! Bine, că mă prind și eu cu tine. Joacă sârba mărunțel, că mi-e drag de Ionel. Joacă mâineicuță bine, că mă prind și eu cu tine. Joacă sârba mărunțel, că mi-e drag de Ionel. Hai, hai, neicuță, hai, hai la munte sus pe plai. Hai, hai, neicuță, hai, că a venit luna lui Mai. Cine fluieră și cântă, nu-i ar fi lumea urâtă. Mi-e drag să cânt și să joc cu băieții la un loc. Cine-n viață n-a jucat, n-a trăit cu adevărat. Dar eu neică joc și cânt, că mi-e drag pe-al meu pământ. Hai, hai, neicuță, hai, hai la munte sus pe plai. Hai, hai, neicuță, hai, să mă-ntreb cum ieri la-n grai. Hai, hai, neicuță, hai, hai la ce sus pe plai. Hai, hai, neicuță, hai, că a venit luna lui Mai. Am deja aici în față câteva din fotografiile pe care dumneavoastră le-ați adus aici. Fotografii unde sunteți prezent alături de orchestre și, așa cum am spus, alături de artiști. Și aș dori să încep cu acestea alb negru pentru că sunt, presupun, mai vechi, 1982. Deci o fotografie unde cântați cu orchestră. O să vă las pe dumneavoastră să spuneți despre ce este vorba. Alături de colegii de la Orchestra Doina al Armatei. Aici sunteți alături de Maria Ciobanu și de alte nume. Mioara Velicu, Maria Butaciu, într-un turneu prin țară. Acum să trecem la câteva din fotografiile color, tot alături de ansamblu. Și, într-adevăr, se poate vedea ținuta scenică pe care dumneavoastră o aveți în toate prezentările pe care le faceți în public. Într-un costum, presupun, de mușcel. Da, acolo se întâlnește la Ierusalim, în Israel. De curând am înțeles că ați fost în Germania, într-un turneu. Da, am fost alături de
comicul și actorul, îndrăgitul actor Dem Rădulescu, alături de Cătălin Crișan, Romică Țociu. Pentru românii stabiliți în Germania am susținut două spectacole. Sunt grele turneele pentru dumneavoastră? Obositoare? Sunt obositoare, într-adevăr, dar au și partea lor frumoasă. Noi ne-am obișnuit. Am aici alături de dumneavoastră pe Mioara Velicu. Da. Care presupun că sunteți foarte bună prietenă. Da, i-am botezat nepoțica, i-am cununat fata, ne leagă... Și în sfârșit o altă fotografie unde dumneavoastră reprezentați un alt costum. Tot din zona Mușcelului. Doamna Elisabeta Turcu, înainte de a începe acest interviu, mi-a spus că mai bine ar cânta în această emisiune, mai bine aș pune să cânte câteva melodii în plus decât să răpesc minutele dumneavoastră, stimați telespectatori, prin acest interviu. Eu o să-mi fac totuși datoria de a face și această parte mai puțin plăcută și în continuare, pentru că tot am amintit de melodii, aș dori să mai ascultăm o altă melodie din repertoriul îndrăgitei soliste Elisabeta Turcu. Aș dori să vă întreb câte ceva despre partea discografică, doar câteva lucruri, să ne spuneți dacă aveți multe apariții discografice de casete și eventual pentru finalul acestei emisiuni, dacă aveți vreun plan de sfârșit al anului, pentru că se apropie sărbătorile. Și... Ca orice interpret, am și eu discuri, casete, un compact disc colectiv alături de colegii mei de la ansamblu Doina, Irina Someșan, Ilie Roșu, Tatiana Țintă, Maria Bararu. Deci acesta este CD-ul, da, pe care dumneavoastră l-ați editat împreună cu alți colegi. Cu colegii mei de la ansamblu. Iar ca noutăți, în perioada Crăciunului îmi va apare un disc care se va numi Unde ești copilărie. Disc pe care l-am imprimat alături de orchestra radio condusă de maestru Olmazu la casa de discuri Eurostar. Disc care va conține câte melodii? 14 melodii. Și sunt noutăți? Da, cântece noi. Cântece noi. Culese din zona Mușcelului, a Argeșului, din zona Munteniei. Mai aveți timp să mai culegeți? Da. Vă mai găsiți totuși timp. Am avut alături de noi o îndrăgită solistă de muzică populară din zona Argeșului, o solistă care pune în valoare, într-adevăr, cântecul popular. Și pentru că ne apropiem de sărbătorile de iarnă, permiteți-mi să urez ascultătorilor emisiunii dumneavoastră multă sănătate, bucurii și împliniri și numai bine. Vă mulțumim, să dea Dumnezeu numai bine. Și m-am jurat de acasă când am plecat.
mea plăcută.